alunelu, alunelu, hai la joc. Să ne fie, să ne fie cu noroc. Reprezentanții municipalității spun că vor fi mai multe locuri în grădinițe pentru copiii care au 3 ani, iar numărul copiilor într-o grupă nu va depăși 25 de persoane față de 30-35 cât erau în anii anteriori. În grădiniță avem 367 de copii, destul de mulți pentru anul trecut. Acum am început înscrierile la începutul lunii aprilie. Deja noi ne-am completat locurile, dar mai avem disponibile 3-4 locuri, așteptăm până la sfârșitul lunii. Nu același lucru se întâmplă însă și la creșe. Numărul cererilor este mai mare decât locurile disponibile. Anul trecut 100 de cereri nu au putut fi onorate. Sunt 60 de locuri, cereri 24 în așteptare și vin zilnic pentru înscrieri și pentru se interesează. Nici personalul nu este suficient în creșe. Avem 4 posturi vacante de infirmieră și unul de îngrijitor curățenie. S-au ocupat 3 posturi vacante și unul de îngrijitor curățenie prin externalizare. Dacă nu se putea face lucrul ăsta, nu aveam personal suficient pentru a putea funcționa. Nu mai avem suficient personal nici măcar pentru locurile pe care le avem acum. Am externalizat o parte din servici și deja s-a găsit cineva foarte inspirat de la Curtea de Conturi să încerce să ne rețină sumele respective. Am fost chiar foarte supărat când cei de la Curtea de Conturi, întrebați fiind ce trebuia să facem, au răspuns sec, trebuia să închideți creșa. Da, deja suntem la un deficit la creșe de 20 de persoane. Cum ne vom judeca? Noi suntem de părere că s-a greșit acolo. Pentru creșe, părinții pot depune cereri pe tot parcursul anului.